Bună seara, doamnelor și domnilor! Vă spunem, suntem în direct cu domnul ministru Mircea Fechet, ministrul mediului, apelor și pădurilor. Bună seara, domnule ministru! Bună seara! E chiar o plăcere să te am aici, mai ales că, practic, ai fost proaspăt uns și, în sfârșit, putem și noi comunica după ce am avut telefonul blocat un an de zile. Exact. Acum mai putem glumi, că nu sunt lucrurile chiar tragice, sunt lucruri mult mai tragice. Da, ziceam că l-am ținut să-l am. Am profitat de faptul că se află în Bacău domnul Mircea Fechet, pentru că povestea asta cu mediul nu e din simplu și nici nu e o poveste așa de eluntată în două vorbe, dar o să încercăm în această seară să punctăm principalele priorități ale ministeriatului lui Mircea Fechet. Și într-o conjunctură în care, într-adevăr, ne-a fost și campanie electorală, dar nu despre asta aș vrea să vorbesc. Adică să fac această precizare, că vreau să am invitat în calitate de ministru și doar asta. Și eu spun de multe ori că mediul n-are culoare politică. Am spus-o în nenumărate ocazii, ceea ce e și foarte adevărat. Bun. Mircea, hai, îmi permis, nu vorbim în da, nevoie de atâta timp. Ne-am iubit, ne-am certat, ne-am... Cu drag, ca oameni. Ca nu oamenii care colaborează. Da. Așa se arește ce se face asta situația. Dar nu asta e important. Oamenii vor să afle de la un ministru ce se întâmplă în momentul de față în acest minister. Pentru că aici putem vorbi pe o paletă chiar generoasă. Pornind de la irigații, pornind de la păduri, ajungând la păduri sau trecând prin pădurile patriei care, mă rog, știu cu toții ce se întâmplă. E adevărat că irigațiile nu sunt la mediu, sunt la agricultură, dar mediu are suficiente lucruri de care se ocupă, de la calitatea aerului și până la biodiversitate, schimbări climatice, urși, păduri, ape și multe alte lucruri de care ne ocupăm. Practic, de când ai început tu, de când ți-ai luat jobul ăsta, ai două săptămâni. Cam așa, două, trei săptămâni. A fost, te-ai așteptat, adică ți-ai dorit jobul ăsta sau cum a fost, practic? Nu poți să spui că nu ți l-ai dorit, adică totuși. Aș fi ipocrit să spun că nu mi-am dorit, pentru că odată ce accepti să fii secretar de stat într-un minister, adică a doua funcție după ministru, bineînțeles că, înțelegând cum funcționează lucrurile acolo, probabil că uneori te întrebi dacă ar fi vacant postul, dacă nu ar fi frumos să fii chiar tu desemnat. A fost o mare onoare pentru mine să mă aflu în fața președintelui României și în fața primului ministru și să jur cum voi respecta Constituția și mă voi pune la dispoziția guvernului, a țării, până la urmă, pentru ca să facem, spun eu, lucruri bune pentru mediu, pentru pădurile din România, pentru ape și așa mai departe. Deci, nu e un secret pentru nimeni că, practic, cu pădurile, în special am și o chestie cu pădurile, e o problemă. Până au murit oameni, au fost, știm foarte bine, pădurare, oameni că... funcționarii de statului care au încercat să-și facă treaba. S-au iscat în căiere, tot felul de... Parcă nu se mai oprește, domnule, povestea asta cu furtul de lemne. E o mare problemă, este cea mai mare problemă cu care ne confruntăm în acest moment. E adevărat că sunt și alte probleme, poate la fel de importante sau poate la fel de grave, cu care ne ocupăm, dar în ceea ce privește pădurile, pentru că gestionarea lor generează și extrem de multă emoție, trebuie să fim cu atât mai vehemenți, cu atât mai fermi, pentru că pe de o parte vorbim de un fenomen infracțional, l-aș putea numi, care se numește furtul de masă lemnoasă. El se întâmplă și la scară mică, și la scară mare, se fură și cu căruța, și cu camionul. Și bineînțeles că atunci când vorbești despre grupări infracționale, când vorbești despre infracțiuni în adevăratul sens al cuvântului, bineînțeles că astfel de fenomene extrem de grave atrag după sine și alte lucruri la fel de grave, cum ar fi uciderea pădurarilor care au murit protejând pădurea și multe alte, au murit la datorie și multe alte lucruri extrem de grave. Ori cred că
luând în considerare tot ce s-a întâmplat și tot ce se întâmplă rău în sectorul silvic, unde totodată există și foarte mulți oameni de bună credință și există și foarte mulți profesioniști, pentru că e suficient unul din 100 să fie la furat sau să fie rău intenționat să strice întreaga catalogare, întreg felul în care o breaslă întreagă este perceput. Și dacă în trecut alte bresle erau percepute ca fiind tâlhari și hoți, astăzi când pronunți cuvântul pădurar, care în opinia mea este o muncă foarte nobilă și România are o școală recunoscută în plan european, Școala Românească de Silvicultură, care a dat și dă foarte mulți profesioniști, din pricina unor mafioți care în continuare se ocupă cu furtul de lemne, întreaga breaslă... Ăștia sunt. Sunt convins că s-au îmbogățit și este un fenomen pe care încercăm să-l combatem, un fenomen în legătură cu care, dacă îmi permit să dezvolt, avem foarte multe vești bune. Cea mai importantă veste este dezvoltarea unei aplicații informatice care se numește Sumal 2.0, care va fi folosită începând cu 30 ianuarie anul următor, deci practic mai sunt câteva săptămâni până când utilizarea acelei aplicații va deveni obligatorie și care va permite și va fi un instrument de management prin care, de la punerea în valoare a unei parcele, din secunda în care pădurarul numără arborii și hotărăște care urmează să fie exploatat și care nu, ce înălțime, ce grosime, câți dintr-o specie, câți dintr-alta... Merge până să aibă atâta acuratețe acest sistem să-ți identifice... Exact, practic fiecare arbore ce urmează a fi exploatat va fi introdus arbore cu arbore în această aplicație informatică. Arbore cu arbore? Va exista o trasabilitate în timp real a masei lemnoase și inclusiv transportul de lemn sau punerea în valoare vor fi gestionate în mod electronic în niște aplicații. Sumalul are 9 module pe care le dezvoltăm. Una dintre ele este destinată publicului larg. Se numește Inspectorul Pădurii. Și, în fine, vor fi cel puțin 100.000 de utilizatori a acestei aplicații, pentru că până și căruța de lemne, un transport cu căruța, va avea un cod unic, va avea un aviz de transport. Stai că e foarte important aici. Cum va primi acel cod? Imaginați-vă că în vârful, muntelui, în momentul în care masa lemnoasă pornește dinspre locul de unde este exploatată către o platformă primară sau direct către un consumator, orice transport de lemne va beneficia de un aviz de transport electronic care va putea fi citit fie pe un telefon, pe un terminal mobil, fie va putea să fie printat pe o imprimantă portabilă, așa cum au curierii. Adică dacă fan curierul, sau nu dăm aici, o firmă de curierat, dacă o firmă de curierat poate să-ți printeze o chitanță la scara blocului, bineînțeles că și un exploatator de lemn îți poate înmâna un aviz de transport, fie pe format hârtie, fie în format electronic, cu care să poți să demonstrezi ori de câte ori ești întrebat pe drum ce transport ai, ce volum, ce fel de lemn transporți, care este punctul de plecare și de sosire, monitorizarea GPS în timp real a fiecărui transport de lemn din România, și aici vorbim de zeci de mii de transporturi, și mai important decât toate, minim 4 poze pe care fiecare transport de lemn le va avea și vor fi destinate publicului, așa că orice cetățean care va vedea un camion cu lemne sau... Deci oricine, practic, da? Oricine va intra în aplicație, va introduce numărul de înmatriculare și dacă astăzi poți vedea, doar dacă există un aviz de transport eliberat în acea zi sau în ultimele 72 de ore, de fapt, sau nu, și de multe ori ei foloseau să facă transporturi multiple. Luau un aviz de transport și făceau... Era viteza de deplasare, da? Făceau 4 drumuri în loc de unul și n-aveai ce să-i faci. Acum vom avea fotografii
cu încărcătura pentru ca să le putem compara. Vom avea traseul monitorizat GPS. Vom avea momentul la care a plecat încărcătura respectivă și momentul la care este estimat să ajungă. Practic, e un sistem făcut folosind metodele de furt ale hoților de lemne. Am adunat într-o căciulă toate aceste metode și le-am pus într-o aplicație informatică, sperând noi că nu vor inventa hoții nimic nou. Asta deși, e cu cheia cea mai... Întotdeauna deși, exista un speracul pentru... Dar să sperăm... E adevărat că ialele nu sunt pentru hoți, se spune, și ori de câte ori încerci să birocratizezi, să introduci noi instrumente care, bineînțeles că vor afecta și pe cei de bună credință, că nu va fi simplu în vârful muntelui pădurarul să introducă pe telefon, să genereze un aviz electronic pe care prin Bluetooth să îl dea în telefon transportatorului, că poate n-are semnal deci în vârful muntelui. Deci dar folosim tehnologia specifică perioadei în care trăim și noi considerăm că un astfel de sistem, Sumal 2.0, va diminua foarte mult furtul de lemne cu care ne confruntăm încă astăzi. Și ca și cum n-ar fi de ajuns acest lucru, mai există o noutate la acest capitol și anume hărțile satelitare. Vom folosi sateliți civili pe care îi vom folosi să scanăm întregul fond forestier din România. Sunt 6 milioane de hectare ce urmează a fi scanate și prin scanări succesive, prin suprapunerea imaginilor satelitare, vom putea să știm în timp real dacă în vreun loc din țară, din cele 6 milioane de hectare, se fură lemn sau nu, pentru că observi coronamentul arborilor cum dispare din satelit. Și atunci sistemul îți emite o alertă în mod automat. Pleacă garda forestieră la fața locului, verifică dacă e o exploatare legală sau ilegală și în măsura în care se constată că e ilegală, bineînțeles că împreună cu poliția, cu alte organe ale statului român, se iau măsurile, dar le iau atunci pe loc, nu mai așteaptă nimeni să dispară un versant întreg, așa cum s-a întâmplat în trecut. Aici ai pus punctul pe un versant întreg, au dispărut, domnule, aici nu mai e nicio... Este un fenomen... cu care ne-am confruntat în trecut. Astăzi vreau să cred că nu mai dispare muntele cu totul, nu se mai defrișează la ras cu sutele de hectare, însă e o aplicație informatică care, pe de o parte, primește astfel de date din hărți satelitare, da. Pe de altă parte le suprapune. Am avut multe întâlniri pe acest subiect cu ROSA, cu Romanian Space Agency, și dacă tot există această tehnologie, de ce să nu o folosim? Și am mai anunțat încă o chestiune în premieră. Dacă tot o să avem aceste hărți satelitare cu o acuratețe foarte mare, da, rezoluția lor poate să ajungă la 50 de centimetri pe pixel pe care să îl vezi din satelit, motiv pentru care am considerat că le mai putem folosi în cel puțin încă două locuri. Pe de o parte în depozitele ilegale de deșeuri, pentru că România în anumite județe este o veritabilă groapă de gunoi, pentru că se depozitează necontrolat foarte mult, fie deșeuri din construcții și demolări, fie chiar deșeu menajer, fie deșeuri industriale în alte situații, pe de o parte, și doi, pentru exploatările de balast, cu care iar avem mari probleme și despre care nu se discută atât cât ar trebui să se discute, dar să știți că balastul, e adevărat că despre lemn se spune că se fură ca în codru, dar uneori se fură și balastul, tot ca în codru, deși albiile râului nu sunt nu se regenerează așa chiar. O să folosim hărțile satelitare inclusiv în vederea combaterii fenomenului de furt de exploatări de balast ilegal. Da, să știți că și îl salut aici și pe Florin Volmer, care m-a salutat și el. Da, și chiar îl invit, dacă are o întrebare,
să-i adreseze domnului ministru, să profităm în ghilimele de faptul că îi prezent aici. Și eu zic că fiecare avem o contingență mai mult sau mai puțin directă cu mediul. Că vorbim de păduri, că vorbim doar în scop de recreere, că vorbim ca și, eu știu, oameni care lucrează în industria lemnului și așa mai departe, sau cu apele. Da? Sigur. Deci așteptăm orice întrebare, domnul ministru aici, deschis la orice. Eu ziceam că chiar mi s-a părut interesant și acum permitem chiar să te felici pentru modul cum ai prezentat foarte bine pe sertărașe lucrurile astea, ca să zic așa. Asta înseamnă că chiar ți-ai făcut temele. Dar ele sunt niște proiecte în continuare. Nu ți imagina că am inventat eu acum cărțile sale. Eu am auzit, acum să spun sincer, eu am auzit prima dată am auzit în conferință acum o săptămână, cred, de la tine, de acest sistem. Da, dar sunt lucruri și am despre care noi discutăm de mult timp și nu e ideea mea, însă am norocul să fiu... Îmi place că... prin preajmă atunci când le punem sau când mai facem încă un pas modest, în direcția care... E bun așa. Zi-mi acum sincer, crezi că e suficient? Pentru că acum vorbeai de pădurar, nu zic de un pădurar neapărat. Nu, și omul care lucrează, care introduce în sistem datele, trebuie să aibă și el o probitate morală, profesională. Adică, cum vezi lucrurile din punctul ăsta de vedere? Eu cred că întotdeauna vei avea probleme. Mai mari sau mai mici. Și nu cred că există vreo țară în lume care să spună că într-un anumit domeniu, că vorbim de furt de portofele, de furt din buzunare, de furt de mașini, de orice fel de furt. Pensii speciale, hai să nu le uităm și pe astea. Vrei, tot un furt vrei, și ăla. De acord. Nu cred că e vreo țară care să spună, dom'le, am reușit să combatem în totalitate un anumit fenomen. Eu cred că întotdeauna vor fi lucruri pe care le putem face în plus. Unele țin de Ministerul Mediului, altele mai puțin de Ministerul Mediului, că paza în sine a pădurii, ea, bineînțeles că se poate face în foarte multe feluri. Pădurarul, să știți, meseria de pădurar nu e neapărat o meserie de paznic de pădure, pentru că școala de silvicultură te învață chestiuni mult mai complexe de atât. Așa cum am spus mai devreme, România e apreciată ca având o școală foarte bună de silvicultură, lucru care se vede în calitatea pădurilor pe care le avem. Ori de câte ori există milioane de metri cubi de doborătură prin țările vestice care au un alt tip de școală de silvicultură care practică monoculturile, acolo e ca la porumb. Plantezi molid, plantezi brad, plantezi fag, plantezi orice altceva, o monocultură, aștepți perioada optimă de exploatare, că e la 50 de ani, că e la 80 de ani, că e la 30 de ani, că e la 150 de ani, taie la ras, șurare, după care pun din nou și tot așa, parcelă cu parcelă. În România, probabil că ați observat toamna, primăvara și oricând, o multitudine de specii, o multitudine de o biodiversitate fantastică a pădurilor, ceea ce înseamnă pe de o parte o pădure mai sănătoasă, pe de altă parte înseamnă o rezistență mai mare la intemperii, dacă avem un vânt puternic, dacă o pădure de molid, spre exemplu, este ușor depus la pământ din pricina unor vânturi foarte mari. Într-o pădure unde ai o policultură, acest lucru nu se mai întâmplă. Biodiversitatea dintr-o pădure, animalele care trăiesc în astfel de păduri unde există diversitate de specii de pomi, de arbori, este una sporită. Regenerarea naturală în cazul acestor păduri este una mult mai bună. Deci sunt nenumărate moduri prin care putem să ne mândrim cu pădurile din România. Aș adăuga aici inclusiv faptul că populațiile de urs, de lup, de lynx și multe alte specii se regăsesc, unele dintre ele 30%, 20%, 40% doar în România, pentru că în continuare ne putem bucura de astfel de specii.
Și bineînțeles că asta nu, nu poate fi decât un lucru pozitiv. Mai departe, nu ne oprim. Niciodată, niciodată nu o să spunem că am făcut de ajuns. Spune și ce ți-a zis președintele? Că ai zis că te-ai întâlnit și ai fost desigur onorat și fire să fie așa, să ai în fața președintelui, șefului statului. Ce ți-a zis președintele? Așa, fără, pe bune, să zicem. A fost o discuție scurtă, o discuție pe care probabil n-am să o uit niciodată. Printre altele, președintele mi-a spus că are încredere în ceea ce voi face la minister, că se așteaptă să duc în continuare o politică de mediu foarte serioasă, că și prioritățile administrației prezidențiale sunt tot aceleași cu prioritățile Ministerului Mediului, respectiv protejarea pădurilor din România. Alminteri, subiectul păduri, furt de păduri, a fost și subiect de CSAT. Bănuiesc că știți că e un fenomen atât de grav încât s-a discutat în Consiliul Suprem de Apărare al Țării. Era și caz, mi se pare normal. Calitatea aerului, de asemenea, e un subiect care interesează foarte mult. Ți-a zis de păduri și de calitatea aerului, ți-a zis președinte. Am avut o lungă discuție, dar printre altele mi-a dat foarte mult încredere de sine și acest fapt nu poate să mă motiveze și mai mult pentru ca să pot să muncesc și să-mi duc la sfârșit proiectele la minister cu suficientă tărie, curaj, fermitate și așa mai departe, pentru că vă spun că nu e simplu să te lupți nici cu hoții de păduri, nici cu grupurile infracționale care ard deșeuri și se ocupă de incendieri ilegale pentru ca să obțină pe urmă metale pe care să le vândă mai departe. Sunt diferite situații cu care ne confruntăm, unele mai plăcute, altele mai puțin plăcute, dar în legătură cu care sunt foarte ferm, așa cum am declarat-o și public. Deci, mie mi se pare că ce ai zis tu că este un avertisment, fără îndoială, un avertisment destul de categoric la adresa hoților, în primul rând. Am eu o chestie cu hoții de lemne, știi, ca să zic așa. Deci, un avertisment, zic eu, așa l-aș numi. Da? Deși domnul ministru Mircea Fechet are un limbaj de om civilizat, care știe să vorbească frumos. Dar un război întreg. Știu că mi-ai zis, și după conferință ai zis ceva așa în off-record, ai zis, nu iert. Nu vreau să stau la, nu vreau să aud deci așa ceva. Deci eu cred ceva. Că hoții ți va schimba ceva, așa. Eu așa rețin că ai zis să ajungă atunci foarte repede în pușcărie. Asta cred. Ca să o spun și mai clar și mai ferm. Deci fără niciun. Dumnezeu, era momentul să vină fără compromisuri, fără jumătăți de măsură, dacă îmi permite să citesc din deviza ministerului. O să stăm cu ochii pe tine ca pe lemnele din pădure, ca pe un lemn din pădure, un copac falnic din pădure, pentru că multe încregături aici, s-au scris în presa locală, națională, s-au scris, sunt legături interpartinice. Sunt oameni grei care s-au implicat în povestea cu pădurile, domnul Mircea. Adică știm foarte bine, iată, celebrul caz Grebenciuc la un moment dat, da? Cu asta e o rușine Turza, pentru județul nostru, că era să pierdem 40.000 de hectare de pădure. Păi nu, la ce nivel s-a ajuns? Adică aici nu vorbim, lumea va zice, da, un vreaz cu legătură de lemne căzut. 43.000 da? Înseamnă un sfert din pădurea din județul Bacău, administrată de Rom Silva. Asta e foarte important. Deci adică, un sfert din tot ce avea Rom Silva, da? Exact, în județul Bacău îl pierdeam. Și slavă Domnului că s-a oprit furăciunea la timp și slavă Domnului că astăzi Rom Silva e parte civilă în acel proces. De asta îmi vine greu să iau lecții de la PSD despre mediu în general în județul Bacău, când la vremea respectivă Hrebenciuc era președintele PSD Bacău. Da, iată, a fost o... Acum, n-aveam reprezentare, spun sincer. Și nu știu dacă din cei care ne privesc aveau reprezentarea a unui sfert
Da, unui sfert din toată suprafața pe care o administrează forestieră, pe care o administrează Rom Silva, domnule. Ar fi fost o tragedie. Nu, e ce tragedie, exact. Păi, cu astfel de oameni probabil o să vă luptați. Probabil că azi nici nu mai exista pădurea. E foarte posibil, pentru că am văzut ce s-a întâmplat pe Valea Muntelui în perioada în care sirianul, ajutați-mă, vă rog, ajută-mă, te rog. Omar Haysam, aveam un lapsus, a lucrat aici cu fratele său și cu firmele alea fantomă, sau firmele fantomă, firme care practic s-au îmbogățit, au cărat de aici. Deci, practic, e un sistem, noi vorbim aici de ăla care fură o găină, ca să mă exprim așa, de o găină, unul s-a dus la niște vreascuri din pădure. Sau jumătate căruță de lemn. Da, jumătate de căruță de lemn. Și aia e o problemă, poate. Nu, dar să știți că am mai făcut o chestiune. Zeci de milioane, doamne. Să știți că... De-aia te împușcă, de-aia ăia nu au milă, pentru că... Da. Îți bani mulți în joc. Așa este. Deci dumneavoastră nu să vă luptați cu ăia. Asta voiam să vă spun, dumneavoastră trebuie să vă luptați. O să vă ciocniți și de interesele acestea. Sunteți pregătiți, sunteți un om tânăr. O să ne luptăm cu tot furtul, și cu marele furt și cu micul furt, pentru că să știți că se fură mult în România și cu camioneta de 3 tone jumate. Că dacă faci 10 drumuri într-o zi, te trezești că sunt 35 de metri cub de lemn, ceea ce sunt fix cât două camioane. Deci pentru că știți de ce să căra cu camioneta și de ce să fura? Pentru că pe vechea lege, până să o schimbăm noi anul acesta, dacă furai sub 5 metri cub de lemn și erai prins, primeai amendă ca și cum ai fi trecut strada pe roșu, dacă ești pieton. Era amendă contravențională. Ori astăzi când discutăm, furtul de lemne, că-s 3 metri, că-s 2 metri, că e 1 metru, se pedepsește cu pușcăria și se numește infracțiune, oricât de puțin ar fi. Da, îl salut și pe Botez Răzvan Mihai. Da, îți mulțumesc că distribui și în București foarte bine, pentru că ceea ce spunem aici trebuie să afle o țară întreagă. Lucrurile nu privesc doar Bacău, deși am spus, Bacău are o istorie, din păcate, foarte tristă și destul de concludent, adică cu date reale, are o tradiție așa în furtul ăsta de lemne, au venit toți, au luat cum, care și cum. Și iată, vorbeam mai înainte și de ceea ce s-a întâmplat în cazul Rebenciuc, Sturza și legea până la urmă în cele din... Bine, au recunoscut, au fost acord de recunoaștere a vinovății, din câte mi-am amintesc, adică nu există dubii că ar fi fost așa, că n-ar fi fost așa. Bun, justiția trebuie să-și spună, nu dăm noi sentiția acum, dar... Rămân uimit, doamne, la ministeriile astea, ce fel de oameni lucrează? Că dumneavoastră înseamnă că aveți acolo director, în subordine, cu vechitate de plată și oameni care au fost cumpliți cumva, pentru că nu-i mai vedeți că ați schimbat în minister peste noapte toți funcționarii aia. Bineînțeles că nu i-am schimbat și să știți că marile furăciuni nu s-au făcut neapărat cu oamenii din minister, pentru că nimeni nu trebuie să semneze vreun act în minister dacă se fură sau nu se fură într-un județ. Pădurea în România este administrată de către Rom Silva, care e o regie națională, iar Rom Silva în fiecare județ din România are câte o direcție silvică, alminteri și în cazul Hrebenciuc. Nu vă imaginați că parte civilă în acel proces este Ministerul Prim-Ministru. Parte civilă în acel proces este Direcția Silvică Bacău, directorul direcției, și aici se ia decizia. Decizia se ia la nivel de direcție silvică, se ia pe urmă la nivel de șef de ocol silvic și avem multe ocoale silvice în Bacău și până ajungi la pădurar. Dar mai vreau să clarific. Sfinții până ajuns la pădurar, asta e ideea. Dar vreau să mai clarific un aspect, că fără pădurar, fără pădurarul complice, nu poți să furi nicio căruță, niciun camion. Pentru că pădurarul își cunoaște pădurea. Pădurarul îți deschide bariera să ieși din forestier sau să nu ieși. Și întotdeauna pădurarul, șeful de canton, adică lucrurile se întâmplă probabil cu știrea colegilor mei, o să spun așa. Să nu spui Mircea, te rog, nu, era să spun Mircea Fote că lucrez, dar lasă. Să nu spui acum că vom găsi vinovat tot acarul pe unul. Nu mă refer la situația cu Hrebenciuc. Eu mă refer în general că atunci când se fură lemn, se fură cu complicitatea statului. Ăsta e un adevăr. A spus punctul pe ei și mă bucur de sinceritate. Da, dumneavoastră, ăsta e adevărul. Hai să ne prefacem când nu știm. Da?
Iar dumneavoastră, ca ministru, dacă spuneți asta, pentru mine sună bine, sincer. Nu, o spun pentru că... Adică sunt încurajator cumva, zic, bă, poate să pentru că avem ceva. Datoria să reparăm aceste lucruri, pentru că... Păi ar fi, zic și eu, cazul, domnule Mircea Fecher, ar fi cazul după atâta timp. Poate ori intra lucrurile într-o anumită zonă. Iată că voiam să spun, scrie cineva, că la Episcopia Romanei domnul Nuțu se ocupă de concesionarea albilor râurilor și fac bani frumoși din balast. Bun, nu înțeleg aici, mă iertați, dar nu înțeleg dar ce e rău, adică e imoral, e ilegal, e penal, sau care ar fi aspectul? Deci balastul este o resursă naturală care trebuie exploatată câtă vreme este exploatată durabil. Adică să te asiguri că și copiii noștri și copiii copiilor lor vor putea la rândul lor să exploateze că-i balast, că-i pădure, că e minereu, că e apă potabilă, absolut orice putem să consumăm și să folosim din natură, câtă vreme o facem într-un mod durabil, câtă vreme o facem într-un mod corect, pentru ca să mai lăsăm și generațiilor următoare. E grav când se fură balastul, pentru că de obicei când furi balast, acolo exploatarea e una care nu respectă niciun fel de regulă, nu știi la ce adâncime, nu știi ce, nu știi de unde, nu știi cât. Adică distrugi un habitat practic din exact. Din și au fost aici două, la fel, deși nu există la fel de multă emoție când prinzi un hoț de balast spre deosebire de un hoț de lemne, dar este un fenomen la fel de grav care trebuie combătut cu la fel de multă fermitate. Apropo de directorii de... Și avem și aici, îmi cer scuze că te întrerup, avem o aplicație mobilă, abia mi-a fost prezentată acum vreo săptămână, se numește Radarul Balastierelor, se instalează pe telefon și dacă vezi un escavator, un tractor, oricine că exploatează balast într-o albie de râu, mergi în acel loc, intri pe aplicație, te localizezi GPS și aplicația îți spune în timp real dacă perimetrul în care te afli este un perimetru... Și asta este deja... Este foarte aproape să fie... E în teste. Aș mai anunța că e făcută de niște voluntari. Am avut niște IT-ști voluntari care au lucrat multe luni la această aplicație și care o vor dona ministerului de îndată ce aplicația e gata, dar mi-au făcut o prezentare acum două săptămâni. Asta e premieră, ce-mi spuneți, nu știam de Radarul Balastierelor. Așa se numește, dar Radarul Balastierelor. Foarte tare, domnule, foarte tare. Domnule, ai venit numai cu vești, vă, că ai venit cu vești bune de la București, așa le-ai dat la foc automat, vă, că... Bravo-s. Bun, spun bravo-s deocamdată, ești la început și meriți să ai parte de, zic așa, de creditul nostru. Da, sunt în luna de miere. Ești în luna de miere, așa. Da, mai am o săptămână. Poate peste o lună, nu, domnul Claudiu, peste o lună, poate să nu vom mai discuta mandatul. Chiar așa de cordial. Dar până atunci sunt informații care, acum, dincolo de faptul că mai și glumim, sunt informații foarte importante, sunt... pentru că am văzut ce se poate întâmpla de la crimă la a pierde un sfert din suprafața forestieră a unui județ. Foarte grav. Incredibil, doamne. Foarte, foarte grav, într-adevăr. Adică, practic, proprietarul poate să facă după aia cam ce vrea, eludând și alte legi, bineînțeles, că nici aici nu e eu. Te aștepți la orice. După ce încearcă să o fure, pormă chiar că se poate întâmpla orice. Da. E adevărat și... acum că fondul forestier, fie că e privat, fie că e de stat, el se supune unor reguli. A spus, sunt niște reguli, dar le pot eluda și pe alea. Asta este clar. No, Mircea, v-am să întreb acum. A spus și colegul tău, Daniel Fenechiu, senatorul Daniel Fenechiu, a spus săptămâna trecută, cred că și aici în emisiune promisie sau la conferință, dar cert este că a spus săptămâna asta, suntem încă duminică, da. A spus că, dom'le, a prezentat el o hartă, așa, o caracatiță, o chestiune. Pentru cei nominalizați, pentru cei nominalizați erau directorii, etern directori de la direcția silvică. Din erau Bacov, șefii. Care mereu se schimbă unul după altul și e acolo o chestiune. Nu știu, e rău, e bine, e ok să fie așa. Ai de gând și aici să umble la butoane? Eu am spus-o mereu. Pentru mine... că un șef de ocol
are o anumită orientare politică, mă interesează suficient de puțin în calitate de ministru al mediului, câtă vreme acel șef de ocol sau director de direcție sau ce-o fi el, își face treaba cu profesionalism, așa cum trebuie, pentru că sunt multe exemple în județul Bacău de diferiți membri ai multor partide care se află și astăzi în funcție și care vor fi ținuți acolo nici o zi mai mult decât e cazul, câtă vreme demonstrează că sunt profesioniști. Am spus-o la direcția Silvic, am avut o întâlnire cu pădurarii. Am avut o discuție cu toată direcția Silvică Bacău, nu doar cu șefii ocoalelor, ci cu întregul activ din direcția Silvică, cu toți directorii. E o structură întreagă și a fost o discuție la care au participat foarte mulți oameni. Am avut și câteva vizite de lucru și le-am spus cu acea ocazie că pentru mine este foarte important ca în direcția Silvică din Bacău să nu se facă politică, mă interesează foarte mult, că am semnale că sunt șef de ocol care condiționează populația din comuna respectivă sau din satul respectiv și îi amenință uneori, spunându-le că dacă nu votează cu un anumit partid, nu le mai dau lemne, nu le mai marchează arborii. Din colegul dumneavoastră, dar și am multe sesizări. Nu se vadă horul vostru. Am multe sesizări în sensul ăsta și le-am explicat că dacă aud o singură situație de acest gen, acel șef de ocol pleacă acasă în ziua aia. Și o spun public. Și sunt din o anumită zonă, hai să spunem și asta, că nu sunt de la USR, da? Sau ca să zic așa, la partidul, cum e, Împăratului Roșu, sau cum era. Unii sunt de la PSD, adică unii sunt membri PSD, nu e niciun secret. Mi se pare corect și nu e nimic, nicio crimă, poate să fie orice șef pădurar, șef de ocol, șef de... Poate să aibă o simpatie politică. Dar prima întrebare dacă pe care o pun, ai condiționat pe amărâtul ăla că îl șantajezi cu trei vreascuri? Sau dacă nu își fac treaba cu profesionalism, pentru că la fel de important, și am spus-o ori de câte ori, voi avea toleranță zero față de orice persoană care conduce, că e șef de canton, că e șef de ocol, că e director de direcție silvică, dincolo de partidul din care face parte sau nu face parte, că și dacă ia politic este la fel de valabil, voi avea toleranță zero față de oamenii care greșesc, care pun în pericol fondul forestier românesc, care se ocupă cu șmecherii și despre care aud că nu-și fac treaba cu profesionalism așa cum trebuie. A apus acea perioadă în care în județul Bacău se întâmplau niște lucruri care nu ne fac deloc cinste și vă mai dau o știre. Au apus, da. Știre, în premier. A treia știre. Pentru că te apreciez foarte mult, îți mai dau o știre aici. Stai, scuze, pentru că mă apreciez foarte mult, îmi blochează iar telefonul. Nu, aia a fost dintr-o greșeală, cred că s-a întâmplat asta, dar pentru că te apreciez foarte mult, te anunț că un alt plan pe care n-am vrut să-l anunț deocamdată, pentru că e o chestie foarte ambițioasă de-a mea la care țin, dar se referă la introducerea de monitorizare video și de camere video în fondul forestier, pe drumurile forestiere din România, și voi începe un proiect pilot cu 10 județe din România și te las să ghicești care e primul județ, nu pentru că aici sunt cele mai mari probleme, pentru că avem alte județe unde sunt probleme și mai mari. Dacă discutăm despre Mureș, spre exemplu, despre direcția silvică Mureș, acolo e un dezastru întreg. Dacă și mai sunt pe această listă și alte județe, nu vreau să fac neapărat o știre din asta, dar vreau să spun că Bacăul este printre acele 10 județe din România în care vom instala câteva zeci de camere inteligente de monitorizare, care vor ști să citească numărul de înmatriculare, care vor ști să citească ce încărcătură ai, vor putea să facă o aproximare volumetrică a cantității de lemn pe care o transporți
și vom folosi regula 80-20, pentru că nu poți să acoperi 6 milioane de hectare cât are Fondul Forestier Național. Dar am constatat că furtul, că 80% din furt se întâmplă în 20% din locuri. Și noi cam știm care sunt punctele negre, care sunt focarele de furt. Deja aveți informațiile clare, da? Aș spune că sunt un om foarte bine informat. Înseamnă capitolul... În curând o să ne așteptăm și la alte știri. Pentru că dacă și știți, trebuie să vedem acolo la 20% ce se întâmplă, da? Eu cred și cine că sunt cei care fac să e un proiect foarte ambițios, n-avem resurse și nu avem capacitatea să-l începem în toate județele din România dintr-o dată, dar începem cu 10 județe și Bacău te anunț în premieră, da, că e unul dintre acele județe. Bun, interesant. Practic le-ai distrus acum. Ți-am dat și o știre. Încă o știre. Pentru cei care se ocupă cu treburile astea, le-ai cam stricat. Și mai avem și alte surprize. Dar n-aș vrea să le anunț până când nu mă asigur că beneficiază de sursă de finanțare, că beneficiază de suport și așa mai departe. Aș vrea să-l întreb pe, și îi mulțumesc încă o dată lui Botez, Răzvan Mihai, că ai spus extraordinar, dragă Mihai, și vreau să spun la ce crezi tu că e extraordinar din ce a zis. Sigur, puteți să-i critica, nu invitați, hai să-l lăudăm pe Mircea Feche. Este în luna de miere, acum încă îl mai lăsăm așa. Vedem dacă face din ce a zis aici, că rămâne banda martor. Dar dacă vrei să-mi scrii, să-mi explici, eu aș fi recunoscător, pentru că asta îmi place și dialogul. Și eu știu, poate fiecare are câte o problemă sau întâmpinat o problemă și avem ocazia acum să creionăm așa un portier robot al activității proaspătului ministru, da. Acum tot în urmă cu o săptămână, Mircea, ai vorbit de un proiect care mă interesează și m-au întrebat chiar unii din părinți. Mă rog, acum știi, toți copiii vor o tabletă, vor a doua tabletă, s-a stricat aia, telefonul nu mai merge. Și eu le-am dat niște explicații din ceea ce am înțeles, că te-am întrebat și în conferința de presă. Este vorba, evident, de programul RABLA, ca să zic așa, la electronice. Interesantă povestea asta, mai ales în condițiile acestea în care ai nevoie, dacă ai doi copii sau trei copii, nu știu dacă fiecare își permite să cumpere câte o tabletă pentru fiecare. Te rog frumos, dă-ne date exact cum facem, cum putem lua tableta, laptopul, ce se întâmplă cu traseul lor. RABLA pentru electrocasnice e un program pe care abia ce l-am lansat, este trimis la monitorul oficial și care va începe efectiv la 15 decembrie. Până la 15 decembrie, toți comercianții din România care doresc să participe la acest program au obligația să se înscrie în sensul la administrația Fondului pentru Mediu, în sensul în care să beneficieze... Deci trebuie să-și declare intenția că vor să... Pentru ca ei să proceseze acele vouchere. Da. Pentru că oamenii, cetățenii, vor intra pe site-ul AFM-ului, de unde își vor putea descărca un voucher electronic, un cod de cifre și litere. E ca un serial number, un voucher electronic, pe care îl vor putea folosi la achiziționarea unor produse cu o clasă energetică superioară. Și atunci, dacă vrei să-ți iei frigider, aer condiționat, televizor, aspirator, mașină de spălat vase, mașină de uscat rufe și așa mai departe, îți descarci voucherul respectiv pentru o categorie sau pentru mai multe categorii, că poți să-ți iei câte unul din fiecare, după care intri la un comerciant validat, înscris în program și dacă e online, introduci pur și simplu codul respectiv și beneficiezi de reducerea aferentă voucherului. Dacă sunt diferențe între voucheri pentru diferite obiecte sau suma e aceeași? Nu e aceeași. Spre exemplu, la laptopuri e 500 de lei, la mașini de uscat, rufe, aer condiționat, televizoare e 400 de lei, la tablete e 300 de lei voucherul și la aspiratoare e 200 de lei. Aceasta este valoarea voucherului, de știut că voucherul nu poate depăși 50% din valoarea produsului. Adică dacă
Vrei să iei un aspirator de 300 de lei, spre exemplu, atâta costă el, și voucherul 200 de lei, o să se deconteze doar 150 de lei, nu o să pună statul da. 200 de lei și tu doar 100. Maxim 50% e bine de știut. Că e o reducere. Dar scopul acestui program este ca românii să plătească mai puțin la factura de curent electric. Acesta este, asta este consecința. Asta este imediat, scopul da? Fundamental al programului, pentru că el se finanțează din certificatele de gaze cu efect de seră, pe care tot noi le plătim în factura de energie electrică, și e un mod prin care acești bani se întorc înapoi la românii care i-au plătit, și în premier, având în vedere contextul pandemic, având în vedere faptul că mulți copii sunt acasă, au școală la domiciliu, grădinițe la domiciliu, sau oamenii muncesc de la domiciliu. Telemunca, am da? Introdus aceste două noi categorii, respectiv tablete și laptopuri. Ele n-au fost niciodată în programul Rabla pentru electrocasnice, că nici acesta e un program, nu e un program nou. E un program care a început în 2018. Ce am făcut noi diferit a fost să extindem grupele ce urmează a fi beneficiare de program, pe de o parte, să-i dublăm bugetul, pentru că era 20 de milioane de lei și l-am dublat la 40 de milioane, și în măsura în care se va dovedi să fie un program de succes, putem inclusiv să îl suplimentăm dacă vom identifica fonduri. Și am mai făcut o chestiune, l-am digitalizat complet, astfel încât voucherul să fie digital, să poți să mergi cu el să cumperi din magazin online, curierul ți aduce produsul, tu ai obligația să-i predai curierului da. Un produs vechi, da? Vechi. Ești, dacă ți-ai televizor, asta e condiție obligatorie, dacă ți-ai televizor, primești. Îi dai televizor, dacă ți-ai mașină de spălat, trebuie să-i dai mașină de spălat, și așa mai departe. Iar în cazul tabletelor și laptopurilor, unde nu avem clase de clasă energetică, acolo condiția este să predai un calculator vechi. Bun, deci practic dacă pe un laptop, să zicem așa, pentru scris e undeva între, deci noi vrem să scoatem de lei, noi vrem să scoatem toate calculatoarele vechi din casele românilor, mai ales că mă gândesc că nimeni nu prea le mai folosește, au monitoarele acelea energofage, carcasele mari, sursele de un calculator. Din astea le țin prin pod. Un calculator din acela vechi, probabil că consuma 150 de wați, 200, depinde, dar oricum, un singur obiect, da? Ai dreptul cu un singur, da? Nu poți să achiziționezi dreptul unul singur pentru o persoană. Pentru dacă persoană. Sunteți soț și soție, ai dreptul la două. Oricine din deci casă. Iată avantajul celor care sunt căsătoriți. În sfârșit am descoperit și noi un avantaj da. Al beneficiarii chestii. Trebuie să aibă peste 18 ani. Este o condiție. Da, deci copiii încă n-au... Da, poate mai vor niște vecini. Poate mai vor niște vecini, facem o mică grupă, da. Ziceai de surprize, știi cum e, până pe la finalul anului, așa. Cum crezi că va ajuta, acum să te întreb pe o zonă politică așa puțin, va ajuta prestația ta, adică o vezi, simți responsabilitate, care deși la cameră, sigur că da, o simți ca o responsabilitate pentru organizația județeană, municipală, a partidului care faci parte, adică în speță PNL, pentru că partidul e într-o reconstrucție acum, din câte am observat, a avut un eșec la locale, s-au recalibrat niște chestiuni, iar tu acum, în momentul de față, ești, ca să zic așa, produsul premium, dacă îmi permis să spun așa, pentru că te-au... Ești ministru, da? Ok. Și cum este o relație? Adică totuși e o... Eu cred că e și mai mult de atât. Eu cred că e o responsabilitate nu pentru municipala sau pentru județeana PNL Bacău. Eu cred că e o responsabilitate pentru întreg partidul care m-a promovat și din care fac parte de 20 de ani. Pentru că sunt convins că prestația mea, mai bună sau mai proastă, va influența modul în care e perceput partidul în general. Iar
Eu nu-mi doresc decât să am o prestație bună, să fiu perceput ca un... să ies pe plus, cum s-ar zice, pentru că dacă prestația mea va fi una bună, atunci, bineînțeles că pe de o parte are de câștigat ministerul, are de câștigat mediul, au de câștigat pădurile și așa mai departe, dar nu, în ultimul rând, mă ajută și pe mine ca om politic și, bineînțeles că și pe colegii mei. La Bacău, din nou, cred că e o responsabilitate la fel de importantă, pentru că aproape nici nu putem compara această situație cu vreo altă situație. PNL Bacău, neavând niciodată în cei 30 de ani de la Revoluție încoace vreun ministru în guvern. Ori n-aș vrea să... Pe domnul fost ministru de interne? Vă referiți la domnul Berca? Da. A fost ministru, dar nu de la PNL. A, era, da. Așa este. De lei era. Deci... Nu pot decât să sper că... Deci primul ministru, așa este, corect. Că am o activitate percepută ca fiind una bună, pentru că așa despre fiecare avem o părere bună, probabil, despre noi înșine. Timpul va decide, Mircea Fecher, cu siguranță. Noi, ți-am zis, de cu ochii pe tine, dorim mult succes, dar sunt și cu ochii pe tine. Asta nu strică niciodată. Să știi că e cineva cu ochii pe tine. Știi că am zis despre asta. Și critica are rolul ei, până la urmă, dacă e făcută, zic constructiv. Iată, astăzi ne-ai prezentat alături de președintele organizației județene, domnul Viorel Miron, edilul de Comănești, un alt proiect, ne-ați prezentat voi, un alt proiect care e destul de ambițios, este vorba de investiții, am vorbit noi de A13, și într-un comunicat de presă precizez următoarele, că promovarea investițiilor și crearea de locuri de muncă, îmbunătățirea standardului de viață ale oamenilor și creșterea calității vieții, accesul elevilor și studenților la inovație și îmbunătățirea competențelor, acestea sunt principalele efecte pe care le va avea aplicarea Planului Național de Redresare și Reziliență propus de Partidul Național Liberal și susținut de președintele României Klaus Iohannis. Uite, spune-ne cumva, sunt bani, adică ai zis că, domnule, vom pune la treabă, parcă așa ai zis, vom pune la treabă fiecare centimă din 80 de miliarde acordate României. Păi, și e o sumă, acum 80 de miliarde pot să schimbi foarte multe lucruri. Vorbești, mai avem câteva minute și pe final aș vrea să ne spui, te rog frumos, câteva. E adevărat că România suferă masiv la capitolul investiții și dacă... În istoria noastră am fost tentați de multe ori să investim banii puțini pe care îi aveam în foarte multe lucruri, mai puțin în investiții, mai puțin în tehnologie, mai puțin în crearea de locuri de muncă sau soluții care să ne facă din ce în ce mai competitivi. Da. Astăzi se simt aceste neajunsuri și suntem acolo unde suntem și puteam fi probabil mult mai bine. Să trec la... PNRR, adică la Programul Național de Redresare și Reziliență. Acesta este un proiect foarte ambițios al Comisiei Europene. Practic, Comisia pune la dispoziția statelor membre aceste instrumente care, spre deosebire de programele operaționale convenționale, dacă vreți să le numesc așa, Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European, toți banii care veneau pe politica agricolă comună, PNRR-ul înseamnă investiții în lucruri care să combată schimbările climatice, este o condiție esențială a alocării acestor sume. PNRR înseamnă locuri de muncă, înseamnă acces la infrastructură, vom finanța de acolo autostrăzi, drumuri naționale, căi ferate, tot ce vă spun eu acum sunt cu impact asupra mediului. Pentru că atunci când finanțezi o centură ocolitoare a unui oraș, tu practic, pe de o parte scoți traficul din acel oraș și pe de altă parte, în loc să faci 45 de minute și dăm exemplu Bacăului, pe care îl cunoaștem foarte bine, să intri dinspre Nicolae Bălcescu și să ieși la Bogdan Vodă, uneori poate și o oră dacă e aglomerat, în 10 minute... Prin centura de ocolire poți ajunge în același loc, ceea ce înseamnă noxe mai puține,
înseamnă emisii de gaze cu efect de seră mai puține, înseamnă carburant mai puțin, înseamnă timp pierdut. Imaginați-vă ce înseamnă asta ori câte mii de mașini trec zilnic, ori 365 de zile înseamnă într-un an, ori puțin, 100 de ani, mai puțin, nu mai stai certuri, mai puține, certuri mai puține și așa da. Mai departe. Corect. Asta doar ca să vorbesc despre investiții verzi. Și aici nu vorbim doar de autostrăzi și de drumuri naționale și de centuri ocolitoare. Vorbim despre investiții în sistemul feroviar, care înseamnă un transport ecologic, un transport electrificat, prietenos cu mediul. Discutăm despre metrou, că am văzut că se trezesc unii și critică faptul că prin anumite județe ale țării se finanțează inclusiv linii de transport ușor, de metrou, de... Asta înseamnă civilizație. Deci dacă tu investești în transport public electrificat, că vorbim de tramvaie, corect, că vorbim de troleibuze, că vorbim de autobuze electrice, că vorbim de metrou, că vorbim de trenuri de pasageri ca să înlocuiască microbuzele specifice secolului trecut, bineînțeles că acestea nu sunt decât măsuri care să ne facă să avem un mediu mai curat și mai sănătos, pentru că în România anual mor prematur 23.000 de români din pricina poluării. Ori noi ne propunem prin toate aceste măsuri să combatem și poluarea. Bineînțeles că aici sunt municipalități care își cumpără tramvaie, troleibuze și autobuze electrice, alte municipalități retrograde își cumpără încă diesel. Peste încă 10 ani, eu sunt convins că în România sau peste 20 de ani nu o să mai existe niciun autobuz diesel pe străzile din marile orașe ale României, deși unii se ambiționează în continuare. Ori aici ce exemplu să vă dau? Finanțăm din fondul de mediu un program prin care am alocat 92 de milioane de lei pentru stații de încărcare de mașini electrice. Am considerat că pe banii ministerului municipalitățile au putut aveau la dispoziție aceste sume să încurajeze cetățenii ca pe lângă cea mai mare bonificație de 10.000 de euro din Europa să-și pună și stații electrice. Au aplicat la acel program 35 sau 34 de municipii reședință de județ din România, mai puțin Bacăul. Mi-a picat foarte rău ca ministru să văd că vechea administrație, deși a avut la dispoziție o sumă considerabilă de bani, peste 2 milioane de lei ca să aplice la acest program, n-a fost interesată, pentru că nu a fost o prioritate. L-am prelungit o lună, deci programul s-a încheiat la 30 octombrie. L-am prelungit o lună cu speranța că actualul primar va aplica și îl mai prelungesc ori de câte ori este cazul, până când aici ai fost ironic. Deci te cunosc de ceva timp. Nu ai spus-o așa apăsat, ai fost ironic. I-ai dat așa o pălmuță. Îl prelungești până când? Până, Doamne iartă-mă. Să știți că și Bucureștiul este o altă primărie în care vechea administrație nu a înțeles e nevoie să aplice. Și am avut o întâlnire cu Nicușor Dan, cu primarul general, căruia i-am spus de acest program și în legătură cu care la fel îl vom prelungi suficient de mult timp cât să dăm posibilitatea noilor primari care poate au o gândire mai bună, spun eu, decât vechii primari care au pierdut alegerile până la urmă, să aibă posibilitatea să beneficieze de această finanțare. Mircea, am un tabel aici cu proiectele pe planul ăsta de reziliență. Da. Iată, vorbesc de autostrăzi. Da. Am găsit, sigur, ce ne interesează în zona asta, autostradă Focșani-Bacău, da, valoare de 640 de milioane, cred, de euro, pentru că, da, într-adevăr, numai un kilometru, știu, costă vreo 2 milioane de euro, deci nu avea costă 640 de milioane, da, o lungime. 109 km. 109, uite că, bravo, știm. 109 km. Studiu de fezabilitate, termen de execuție, două cuvinte, te rog frumos.
Este important să știm că toate proiectele propuse a fi finanțate din PNRR trebuie să aibă o execuție foarte rapidă, pentru că, spre deosebire de programul operațional transport, viitorul program operațional transport, care va avea o finanțare începând cu anul 2021 și va dura până în 2027 și care beneficiază de obicei de regula N plus 2, adică mai e la dispoziție încă 2 ani să termini, deci vorbim deja de 2029. PNRR-ul este un program în care foarte repede trebuie să trași acești bani. Practic în 5 ani de zile, până în 2025, va trebui nu doar să... Asta se pierd, se pierde finanțarea? PNRR-ul trebuie cheltuit rapid. Deci PNRR-ul e un instrument de recuperare după COVID și vorbim aici despre niște bani care trebuie să cheltuiți foarte repede și tocmai din acest motiv avem acolo niște autostrăzi care aparțin unor proiecte foarte mature. Deci faptul că Bacău Focșani este prins în PNRR, asta nu mă duce decât la ideea că cel mai probabil, dacă vom avea un constructor la fel de serios cum este cel de la varianta ocolitoare, de la centura Bacăului, așa cum o numim noi, vom avea foarte repede, foarte repede însemnând câțiva ani, autostradă până la Focșani și de acolo să ne tot ducem spre Ploiești și de acolo putem ajunge în capitală la fel de repede. La Bacău mai e prins, dacă mi-amintesc eu bine, pe PNRR, adică da, lucruri care se întâmplă foarte repede, Bacău Vaslui, Bacău Piatra Neamț. Da. Sunt proiecte foarte avansate unde lucrurile vor trebui deci să meargă rapid. Deci 5 ani propriu-zis. Nu, asta e suma, asta e termenul maxim până maxim, la care înseamnă că dacă avem un lucrarea trebuie ca, să fie recepționată. Deci eu vă spun că 18 centura, campus, da, centura ocolitoare, varianta ocolitoare a Bacăului este mereu dată exemplu de bună practică. Ori de câte ori am avut întâlniri cu ministrul transporturilor care vorbea despre infrastructura din România și despre marile șantiere de autostrăzi din România, mereu când venea vorba de centuri ocolitoare și nu numai, lăuda constructorul Băcăuan, lucru care nu poate decât să mă facă să fiu mândru în continuare că sunt Băcăuan. Zi-ne două vorbe, te rog, despre cele 18 campuri, dacă am înțeles bine, pentru învățământul dual și profesional. Mai avem așa ceva? Mai preocupă pe cineva așa ceva? Este o altă promisiune sau este un alt lucru la care ținem foarte mult ca guvern. Din nefericire, în România, toți meseriașii, toți bunii specialiști pe care îi aveam din școlile profesionale din România, fie că vorbeam de sudori, fie că vorbeam despre macaragii, despre tractoriști, despre alte tipuri de astfel de activități, ne-am aflat în situația în care acești oameni fie au plecat din țară, fie au ieșit la pensie și din urmă n-au venit alții care să-i înlocuiască. Și practic, fie că vorbim despre școli profesionale, fie că vorbim de învățământ dual, avem nevoie de o clasă întreagă, de o nouă clasă de meseriași, ca să-i numim așa. Oameni am ajuns să căutăm un instalator mai greu, găsești un instalator, găsești un medic sau nu știu, știi că a ajuns la... Te rogi de el, îi dai și o spăguță pe lângă că îi plătești mai mult lucrarea. Da, este la fel de onorabil distrus, să ai cine și... Pe cine a distrus toate? Totuși doamna Andronescu, dacă mi-amintesc eu. De la PSD era, nu? Dacă nu mă înșeam. Cine era? Cati Andronescu, nu? Cati Andronescu, da. Adevărul că asta a fost o altă crimă. Aș considera și pe asta o crimă. Pe cuvânt, dacă... A distrus școala profesională. PSD-ul a reușit să distrugă multe lucruri în România. Și PSD-ul a reușit să distrugă multe lucruri și în județul Bacău. Pentru că marile probleme pe care le avem acum, ele se datorează cu pregădere unor tunuri date de PSD. Că vorbim de RAFO Onești, că vorbim despre rafinăria Dărmănești, că vorbim de combinatul chimic prăduit de PSD-iști, că vorbim de Corneliu Iacubov,
că vorbim de Viorel Hrebenciuc. Din acest motiv, în calitate de tânăr, în primul rând, și de băcăuan, care aici am crescut, aici am făcut școala și aici îmi doresc să trăiesc tot restul vieții, în municipiul Bacău și în județul Bacău, nu pot să nu spun în încheierea emisiunii. Da, ne apropiem de finalul emisiunii, te rog frumos. Cât de importantă este ziua de 6 decembrie, cât de important este ca toți băcăuanii, toți românii să meargă la vot și să înțeleagă că ne aflăm într-un moment de răscruce. Probabil că vom avea în Parlament o generație nouă de politicieni. Eu vă spun, m-am uitat pe lista Partidului Național Liberal și am văzut extrem, extrem de mulți tineri, tineri care alte ori erau așa pe la coada listei, mai mult să punem afișele, prindeai locul 5, locul 7, locul 10. Am văzut extrem, extrem de mulți tineri aflați pe locul 1, pe locul 2, pe locuri eligibile și acesta este motivul pentru care eu cred că este extrem, extrem de important ca și băcăuanii alături de ceilalți români să meargă pe 6 decembrie și să își exercite votul. Pentru că dacă vor decide alții în locul lor, este posibil ca peste încă 4 ani, peste 8 ani sau cine știe când o să mai discutăm, la prăduielile PSD-iste despre care discutam mai devreme, să constatăm că mai adăugăm și altele. Mulțumesc foarte mult, Mircea Fechet. Te așteptăm și după luna de miere, cum am zis în studio, să vedem cum chiar sunt, nu, la modul serios, sunt foarte curios cum va decurge programul ăsta de monitorizare. E un lucru bun și chiar am să-mi descarc și eu aplicația să văd cum funcționează și vă invit și pe dumneavoastră, dragi privitori, să faceți același lucru. Mulțumesc încă o dată, Mircea Fechet, mult succes. Doamne și domnilor, închei și eu în această seară spunându-vă că, într-adevăr, pe 6 decembrie e important să mergem la vot. Eu n-am avut variante, m-am dus la vot, măcar atâta am considerat că e datoria mea să fac. Vă mai fac un anunț. Mâine, la ora 16, Tele 1 Bacău, împreună cu Asociația de Dezvoltare Umană, asociație, un ONG-ul al unor tineri curați, echilibrați, n-au nicio contingență politică, ei m-au invitat de altfel, vom găzdui o dezbatere. Se pare că va fi singura dezbatere live, singura dezbatere din această campanie parlamentară. Deci, la ora 16, mâine, luni, 30 noiembrie, vom fi gazda acestei dezbateri și va fi o dezbatere cu invitați, vor fi întrebări adresate candidaților, au confirmat un număr destul de mare de candidați, deci fiți cu ochii pe noi mâine. La revedere, toate cele bune, seară frumoasă vă doresc din inimă!